Copiii de grădiniță trebuie să învețe într-un spațiu separat, securizat. Medicul de familie are acces în școală, dar într-un spațiu separat, izolat de copii de grădiniță. Există riscul inclusiv a unei contaminări? Probabil că există. Vom vedea mâine când doi inspectori școlari se vor deplasa la Vorniceni. Vor face verificări, vom stabili care sunt soluțiile și vă vom transmite concluziile după aceea. Care este, există o normare, un număr de ore pe care copiii trebuie să le petreacă la grădiniță? În mod normal, ei ar trebui să stea 4 ore la grădiniță. Din câte am înțeles, acolo se fac niște lucrări de reabilitare și probabil ca o soluție de avarie s-a găsit această variantă de scurtare a programului preșcolarilor. Repet, vom vedea ce soluții se impun la fața locului și după ce vom avea concluziile anchetei, vi le comunicăm.